facem? Jucăm la remiză? Vedem. Ți-a fost dor de mine. Vere. Camacru. Pune-i zahăr. Ah, cara mea, intră, vrei o supă de roșii? Trebuie să o încălzești singură, că nu poți să te ajut. Unchiule, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Mănânc o supă și vorbesc cu taică-tu. Ca între vere, așa. Voi ați nebunit? De ce e legat? Pentru că ai vrut să mă omoare. Exagerează. E adevărat? Ce-l crezi? Da, îl cred. Cât ai fost închis, el a fost singura mea familie. Și spre deosebire de tine, nu m-am mințit niciodată. Mersi, Carla. Și tu dai drumul imediat. Îmi pare rău, dar asta nu se poate. Și ce vrei să faci? Eu zic că mai bine pleci tu și ne lași pe noi să ne rezolvăm problemele. Ca să-l omori? Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Aoleu, las-mă o tâmpenile astea. Doar noi trei am mai rămas din familia asta și voi ce faceți? Vă omorâți între voi? Din păcate, mesajul lui Jeanne a fost foarte clar. Ori el, ori eu. Unchiule, lasă pistolul. Unchiule, chiar vrei să-l împuși pe taică-mi în fața mea? Ai dreptate. Scuză-mă. Vrei să-ți fac o cafea? Aș bea eu una. Și dacă nu-mi iese? Să mă omori și pe mine cum l-ai omorât pe Bobiță. Dumnezeu să-l ierte. Ai rămas singur, mă. Bobiță e mort. Rusul nu mai e de partea ta. Nici măcar dezaxatul ăla să te apere. Nu știu, poate mai fi în viață. Ce prostii spui? Polițista e la împușcat. Nu i-au găsit cadavrul, Cica. Băi, Jean, ce ai mai făcut de data asta? N-am făcut nimic, vezi că stai aici legat. Ce vrei? Eu zic să vă împăcați. O să ies eu, vă las să discutați. Lăsăm gluma la o parte și vorbim serios. Dacă vrei să nu te împușc, mă iei iar partener în afacere. Cum vrei tu să fim noi parteneri în pușcărie, hm? Ce pușcărie visezi, mă? Am primit telefon din Italia, ești compromis. De-aia trebuie să fie eliminat. Interpol e pe urmele tale. Minți. Tu te-ai ocupat de ultimul transport și te-ai ocupat prost. Deci, cum rămâne? Am terminat cafeaua și nu mi-ai dat un răspuns. Hmm? Nu vreau să vă sperii, dar e o dubă parcată afară. Mi-ai adus mascații pe cap. Acasă. Mă duc să verific. Să nu-i faci nimic lui Tavi. Nu-i fac nimic. Te slăgă. Promit că nu-i fac nimic. Jur pe mormântul mamei tale că nu-i fac nimic lui Tavi acum. De ce fac acolo? Nu era nimic. Nu era.
tu ce credeai că fiica mea o să fie de partea ta? Hm? Tată. Dacă nu-l lași în pace, îți zbor creierii. Aveai zis să lase pe fiică mea în pace. Rusule, să nu-i dai drumul. Rusul, lasă pistolul. Davi, mă cunoști, vă zbor creierii amândurora. Unchiule, știu că n-ai fi stare să mă omori. Mai întâi să lase taică-tu pistolul primul. Tata. Ok, cum facem? Suntem penibili. Numărăm? Bine. 1. 2. 3. Ce? Bă, voi ați nebunit? Ce înseamnă asta? Terminați odată, faceți pace! Să-și ceară scuze că l-a pus pe ăla, să moare! Am primit ordin! Bă, iar începeți! Tu nu înțelegi că asta nu-i democrație? Deciziile nu se pot lua în doi? Păi atunci, hai să găsim un al treilea! Păi și ce vreți să decid eu?